Bună, știu că ești obosit din sala de clasă, după ce ai dus copiilor tăi zeci de povești fascinante. De aceea, azi, vreau să-ți aduc eu în dar o poveste care poate îți va schimba viața așa cum mi-a schimbat-o și mie. Sunt Ana, iar ceea ce urmează este povestea de dragoste pe care o trăiesc de 4 ani cu e-twinning. Dacă nu ai auzit încă de e-twinning, ei bine, află că este cea mai mare comunitate a profesorilor din Europa, care transformă învățarea într-o bucurie. Aici profesorii lucrează împreună în proiecte, colaborează, comunică, transformă zi de zi educația, sprijinindu-se unii pe ceilalți. E-twinning este parte integrantă a programului Erasmus+. Deși v-am spus că este o poveste de dragoste, nu a fost totuși dragoste la prima vedere. De fapt, în 2011, când mi-am făcut cont pe platformă, am observat că mai toate activitățile erau în limba engleză. Cum eu studiasem în școală franceză și rusă, mi-am luat frumos la revedere de la comunitatea e-twinning, crezând că nu am cum să fiu parte din ea. Întâmplarea a făcut ca mult mai târziu să cunosc un e-twinner pasionat care a prins din nou în mine scânteia curiozității. Pentru că timp de 3 ani trăisem în Spania, m-am gândit că aș putea comunica cu parteneri care vorbesc această limbă. Așa că m-am întors din nou pe platformă și din acel moment viața mea s-a schimbat definitiv. A fost suficient să particip într-un proiect bine făcut, reușita fiind condiționată de regulile pe care le veți vedea pe ecran. M-am mai putut opri. Am ajuns să scriu propriile mele proiecte, să-mi extind rețeaua partenerilor, să lucrez cu oameni serioși și implicați creativ. Și toate acestea doar pentru că am găsit curajul să încerc. Multe din cele mai frumoase reușite profesionale ale mele sunt legate de implicarea în proiectele e-twinning. După 2 ani de muncă pe platformă, școala mea a fost invitată să candideze pentru titlul de școală e-twinning, iar eu am putut participa astfel la conferința școlilor e-twinning de la Dublin. Pentru că am devenit școală e-twinning, am putut accesa mai ușor fondurile Erasmus, ceea ce mi-a permis să particip alături de colegii mei la un curs în Alcalá de Henares, Spania. În țară am participat la premiile naționale e-twinning și am fost invitată la festivitatea de primire la București, unde am primit cadouri pentru copii. Cheltuielile acestor întâlniri, fie externe, fie interne, sunt suportate în totalitate de Biroul Național e-twinning. Și nu sunt doar astfel de evenimente, mai sunt și cele de formare profesională, care la fel pot fi în țară sau în afara ei și la fel cu toate cheltuielile acoperite. Mai mult decât toate acestea însă, pentru mine a fost importantă recunoașterea muncii mele. Faptul că cineva îți trimite un mail în care te felicită și spune mulțumesc pentru ceea ce faceți. Dar mai ales abilitățile pe care copiii mei și le-au format participând în proiecte. Unii dintre ei și-au împins timiditatea și au descoperit câte știu să facă, la ce sunt cei mai buni. Alții mi-au povestit cum, plecând în excursie în Grecia, de exemplu, abilitățile de comunicare în limba engleză pe care și le-au dezvoltat în proiecte i-au ajutat să relaționeze cu alți copii, ba chiar să-și ajute părinții să ceară informații. Am copii care recunosc că și-au dezvoltat abilitățile de scriere creativă, că au devenit mai atenți față de mediu, că stăpânesc tehnologia și o folosesc în mod creativ, că au învățat să prezinte și să se prezinte mai bine. Interacțiunea cu altă cultură, cu alt mod de viață, i-a ajutat să se simtă ca într-o mare familie, să înțeleagă spațiul european, să fie toleranți. Dacă eu nu am reușit să vă conving că merită să încercați, atunci o să vă las să o ascultați pe Bianca, una dintre fetițele mele pe care e-twinning a crescut-o frumos. În loc de final, vă invit să deschideți și voi această ușă magică a platformei e-twinning. Eu vă mulțumesc și vă aștept aici cu orice întrebări aveți. Bună, eu sunt Bianca, elevă în clasa 3-a A la Liceul Tehnologic Carol I din Valea Toftani. Sunt puțin grăbită, după cum vedeți, tocmai îmi pregăteam valiza. Unde plec? Păi, cu tot ce am învățat participând la proiectul e-twinning nou, What pot merge oriunde în Europa. Anul trecut, tot datorită unui proiect e-twinning, am învățat să vorbesc bine limba engleză, dar știu că există expresii care sunt conectate la cultura și viața de zi cu zi a oamenilor care împărtășesc informații culturale și istorice și lărgesc înțelegerea unei limbi.
Ei nu sunt doar o parte a limbii, ci și o parte a comunicării universale. De aceea m-am bucurat să știu că noul nostru proiect de training, Know What's What, ne permite să înțelegem aceste expresii și să le utilizăm colorând nevorbirea. Iubesc proiectul e-training nu numai pentru că mă ajută să-mi dezvolt abilitățile de comunicare în limba engleză, dar mă ajută și să-mi fac noi prieteni, să aflu lucruri noi despre cultura și civilizația europeană, să mă simt parte din ea. În acest proiect au participat 241 de elevi și 32 de profesori din Lituania, Italia, Turcia, Portugalia, Franța, Anglia, Macedonia, Polonia, Ucraina, Azerbaijan și Grecia. A fost pentru prima dată când noi, copiii, ne-am întâlnit și ne-am prezentat în Twin Space. Și asta a fost o experiență extraordinară pentru mine, care m-a ajutat să-mi dezvolt atât competențele digitale, cât și pe cele de comunicare de antreprenoriat. De ce? Fiindcă am scris despre pasiunile mele, am folosit Ordar pentru a crea logo-ul proiectului, am votat online, am lucrat în StoryJumper la realizarea unui audiobook cu expresii ilustrate chiar de mine și colegii mei. Am căutat expresii asemănătoare în cele mai cunoscute cântece internaționale. Am învățat să creez coduri QR cu aceste expresii pe care le-am expus la serbarea de Crăciun și le-am citit împreună cu părinții noștri. Am muncit, dar ne-am și distrat. Câte jocuri create în Learning Gap s-am jucat cu noi noștri prieteni. Iar la final am ilustrat expresii despre prietenie. Știi de ce mă bucur că am făcut parte din acest proiect? Păi, am un coleg care învață un pic mai greu, dar participând la toate activitățile proiectului, a început să-i placă limba engleză. Ba chiar și calculatorul sau telefonul se descurcă mult mai bine. Cartea audio cu expresii în limba engleză, unul dintre produsele finale ale acestui proiect, îl va ajuta foarte mult mai departe. Nu numai că va putea vedea în ea expresiile respective, ilustrate cu desenele făcute de noi, dar fiind creată cu StoryJumper, are și vocea noastră inserată. Cu siguranță anul viitor va putea comunica mai ușor cu noi noștri prieteni. Sunt încântată și de faptul că, văzând cât de serios și implicați suntem, Vanda News, fondatoarea proiectului de anul trecut, ne-a invitat și în acesta și ne-a propus să continuăm colaborarea. Abia aștept proiectele viitoare. Și acum vă las, trebuie să termin de împachetat. Vedeți, viața mea s-a schimbat cu Ituni. Cred că voi colinda lumea asta mare. See you!